Presiunile din partea Gazprom asupra Republicii Moldova continuă de această dată prin intermediul scrisorilor. Invitata ediției de ieri a emisiunii Bună seara de la Moldova 1, prim-ministrul țării, Natalia Gavrilița, a deschis anumite paranteze legate de provocările de care ne-am putea ciocni începând cu 1 octombrie curent, data limită de auditare a datoriilor Moldova-Gaz. Potrivit ei, există riscul ca gigantul rus să oprească livrările de gaz pentru țara noastră. În acest caz, ne vom orienta spre alternative de pe piața internațională, doar că plata avansului va trebui să fie asigurată și de către regiunea transnistreană. Data limită pentru auditul efectuat la Moldova Gaz asupra pretinselor datorii este 1 octombrie. Dacă nu va fi îndeplinit deadline-ul, riscăm să rămânem fără gaze naturale, ne amenință Gazprom prin intermediul scrisorilor. Noi avem anumite scrisori care spun că trebuie să soluționăm până la 1 octombrie problema acestor datorii pretinse, însă am scris și noi și am solicitat ca acest termen să fie extins, am solicitat ca să avem claritate despre furnizarea de gaze naturale și cantitatea. Încă nu avem un răspuns. Între timp, executivul este în căutare de alternative, doar că achitarea pentru gazul achiziționat din alte resurse decât Gazprom trebuie să fie făcută în avans, plată ce trebuie să fie onorată și de așa zisele autorități din stânga Nistrului. Evident că dacă vom accesa gaze naturale de pe piața internațională sau de la parteneri la un preț avantajos, în primul rând trebuie să plătim pentru acest gaz consumat. Și de unde trebuie nu l-am să luat, trebuie în să avans. Plătim. Nu este posibil să fie livrate gaze naturale pe partea stângă a Nistrului dacă nu vin cu plata în avans. Cât despre încercările unor politicieni de opoziție de a obține gaze naturale de la Gazprom la un preț mai bun, doar pentru anumite regiuni, șefa executivului a spus că este un show de prost gust și că acest lucru nu este posibil. Și în acest an cetățenii vor primi compensații pentru sezonul rece, doar că de această dată doar cei cu adevărat vulnerabili. Selecția va fi făcută prin intermediul unui sistem electronic ce va fi prezentat la sfârșitul acestei luni. Noi vom anunța sumele exacte în octombrie, pentru că aici sunt câteva lucruri importante. 1. La ce preț vom accesa gazele naturale? 2. Care sunt resursele bugetare pe care le vom avea pentru acest program? În prezent, întreprinderea de stat Energocom deține un stoc de 35,5 milioane de metri cubi de gaz, iar Agenția Rezervei Materiale a început deja licitațiile pentru procurarea de păcură și cărbune. Pe lângă acumularea rezervelor, una dintre măsurile de reducere a consumului de gaze naturale adoptate deja de executiv este conectarea mai multor instituții publice la sistemul centralizat. Printre acestea se numără Parlamentul și Președinția.